Ce să vă spun, ați văzut și dumneavoastră, a fost un meci frumos, cu ocazii de ambele părți, mai puțin ei au avut două ocazii, două goluri. Trebuie să mergem înainte, să ieșim la Bacău să câștigăm, neapărat. Nu avem ce face. Te-ai asumat riscul la acea lovitură de la 11 metri? Da, chiar am spus lui Polimaru că bat eu. Am luat minge, am bătut, am dat gol. Trebuia măcar să scoatem un egal. Dar asta a fost. Unde s-a făcut diferența? Diferența? Eu zic că la cele două șuturi. N-ați văzut ce gol? Primul șut de aici direct în vincul și al doilea la fel cu pământul. A sărit direct. În rest, nu văd să fi făcut diferența. Diferența pe altceva. Este meritat locul gloriei în care îl ocupăm acum? Nu, nu este meritat, dar nu avem ce face. Ce gânduri abordăm? Meci de meci ratăm, avem câte 10 ocazii cu portarul, nu dăm gol, iar ei scapă și ne dau gol. Următoarea partidă, cu ce gânduri plecați? Să luăm cele 3 puncte, că dacă nu le luăm, vă dați seama.